Candidez. Ah. Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Ne găsim la emisiunea Realitatea în Politică într-un context total defavorabil sănătății naționale. Astăzi am asistat la înregistrarea celui mai mare număr de decese, peste 100, respectiv 104, dacă nu înșel, din păcate foarte mulți, iar la terapie intensivă, în jur la 900 de persoane avem internați în acest moment. Cazuri noi, 4.000, și îmi fac datoria încă o dată să transmit telespectatorilor că respectarea măsurilor, nu neapărat impuse de autorități, măsurilor minime de protecție medicală față de modalitatea prin care acest virus reușește să pătrundă în corpul uman, trebuie neapărat să fie respectat. Spălatul pe mâini, purtarea mănușilor în anumite ocazii, păstrarea distanței fizice și așa mai departe. Însă, cu toate aceste efecte negative pe care le produce pandemia, nu numai în România, în toată lumea, alegerile parlamentare vor avea loc în data de 6 decembrie 2020, pentru că s-au depus candidaturile până în data de 22 octombrie, iar complexitatea prin care se hotărăște, modalitatea prin care cetățenii vor putea să ia cunoștință despre proiectele, programele, despre ceea ce candidații oferă, soluții privind redresarea României, a resetării vieții politice în România, dacă pot spune așa, pentru că, din păcate, o repet, în topul neîncrederii instituțiilor, Parlamentul ocupă, din păcate, primul loc. Cea mai puțină încredere cetățenii o au în instituția Parlamentului, generată de modalitatea prin care parlamentarii și-au desfășurat activitatea, cel puțin în ultimele mandate. Nu mai dau exemple pe care mass media le-a scos în evidență, însă cei care de regulă s-au obținut de a fi prezenți la procesul electoral, și sunt foarte mulți, proporție de cel puțin 50% dintre cetățenii români cu drept de vot, au ales această modalitate de a nu se prezenta la secțiile de votare, în primul rând pentru că nu au încredere în clasa politică, în candidații pe care cele două partide mari de-a lungul timpului au tot promovat și au ajuns să fie reprezentați de parlamentari care au 6 mandate deja la activ. Însă, pentru că un partid, Partidul România Mare, care de fiecare dată în Parlamentul României, atunci când a fost prezent, pentru că o etapă destul de mică în viața politică, acesta nu a fost prezent și în luna mai, sfârșitul lunii mai acestui an, din punct de vedere juridic, partidul este în regulă, el participând la alegerile locale, acum la alegerile parlamentare, un partid care totdeauna a reprezentat în Parlamentul României o voce deosebit de importantă în a promova interesele statului român și ale cetățenilor săi, de a milita pentru suveranitate, integritate și independență națională, pentru a se evita îndemnul la război, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, defăimarea țării și a națiunii. Partidul România Mare în această seară are 2 reprezentanți în platoul Capital TV, și anume domnul Dan Claudiu Tănăsescu, copreședinte Partidul România Mare, bine cunoscut publicului, medic de profesie, de asemenea scriitor, jurnalist, a fost și deținător de televiziune, dacă nu mă înșel, și, în primul rând, om politic, senator în Parlamentul României și un om cu o vastă experiență în orice fel de activitate, în special în activitatea politică. Bună seara, domnule Dan Claudiu Tănăsescu. Bine v-am găsit. În al doilea rând, și nu în ultimul, evident, o persoană deosebit de importantă a Partidului România Mare, domnul profesor universitar dr. Popa Gabriel. Bună seara, domnule profesor, seara, membru al Partidului România Mare. Și o să vedeți o persoană, a mai fost prezent, evident, în platoul Capital TV, care militează foarte mult pentru restructurarea infrastructurii a domeniului transporturilor și, bineînțeles, pentru alte aspecte ce țin de îmbunătățirea activității parlamentare de această dată. Dar îl întreb pe domnul Dan Claudiu Tănăsescu, pentru că dânsul candidează la alegerile parlamentare în data de 6 decembrie, în circumscripția electorală București,
ce crede că se mai poate face pentru ca cetățenii români să-și îmbunătățească, eu știu, modul de percepție a parlamentarului român? Este destul de complicat pentru că în ultimii ani Parlamentul a aspirat, să spun așa, foarte multe persoane fără niciun rost politic, dacă vreți. Eu am fost prost impresionat când într-una din zile, ducându-mă prin Casa Poporului, cum se spunea, Casa Parlamentului, hai să-i spunem Palatul așa. Palatul Parlamentului, acum, zic eu. Da? Și am ajuns în zona aia Senatului, am văzut acolo niște domnișoare de vreo 33-34 de ani, cu mini-jup, cu foarte drăguțe altfel și așa, care, întrebând pe cineva, zic, dar dânsile ce caută? Aici, păi, zice, sunt senatoare. Acum, n-am nimic împotriva faptului că tinerii trebuie să intre în politică și tinerile mai ales, dar parcă știu că noțiunea de senat vine cumva de la senectute. Deci ar fi trebuit în locul dumnealor să fie puse pe listă, pentru că greșeala e celor care le-au numit pe listele respective, să fie puse pe listă niște oameni politici sau niște oameni cu pregătiri profesionale care să aducă un aport, la, de fapt, la legile țării. Până la urmă, care este scopul Parlamentului? Să elaboreze sau să rotunjească, dacă vreți să spun așa, legile țării. O serie de legi care nu sunt conforme cu realitatea și că trebuie refăcute și noi legi, că tot mereu apar tot felul de situații care impun apariția, deci realizarea unor legi. Ori aici trebuie, în primul rând, specialiști, ar trebui, fără discuție, foarte mulți juriști, ar trebui ingineri, ar trebui profesori, medici, deci oameni ca militari. Și sigur, între ei să fie și un procent de doamne, pentru că, sigur, cele cu pregătire foarte bună și sunt insistente și destul de studioase. Deci, din acest punct de vedere, cred că dacă și în următoarea etapă președinții sau, dacă vreți, conducerile partidelor pun pe liste, deci nominalizează tot felul de prieteni, de neamuri, de copii, de beizadele și așa mai departe, Parlamentul va avea aceeași compoziție și s-a văzut de multe ori, acum în ultimii ani mai ales, că Parlamentul nu a reușit să elaboreze niște legi ca luna care să pună lucrurile la punct în foarte multe chestiuni. Spune prima chestiunea justiției, cu niște bâlbâieli, cu tot felul de ogheuri, 13, 15, 17, niște tâmpenii, bune sau rele, dar Parlamentul nu a fost în stare să limpezească aceste lucruri. În primul rând, nu a fost în stare să limpezească ceea ce s-a întâmplat cu dualitatea aia între Chiovesi și generalul acela, care au făcut un jaf. Da, vă referiți la comisiile de anchetă. Au făcut atunci, da. Absolut un jaf în justiție și au bătut joc de oameni, și au bătut joc de oamenii politici, de oamenii de afaceri, de românii care unii erau de bună credință. Dovada este că după un timp, după ce au dispărut, de fapt, după scena asta a nenorocirilor, cei care au judecat mai târziu din rosturile mai superioare au dat drept de cauză celor care fuseseră acuzați de tot felul de inepții și așa mai departe. Okay. Deci greu ca acest Parlament să își revină în fața publicului, că de fapt dumneavoastră de la această idee a plecat, și acest lucru se poate întâmpla numai în condițiile în care conducerea de partid nominalizează oameni bine pregătiți și oameni serioși și mai puțin, mai în vârstă așa, să aibă puțină experiență, chiar în orice profesie. Un profesor, nu vorbesc numai de profesor universitar, dar vorbesc chiar de un profesor. Trebuie să aibă câțiva ani în care el a lucrat, să știe cum și în ce fel se întâmplă cu procesul de învățământ. Nu iei pe unul tineri acolo și nu mai spun în Camera Deputaților, unde am văzut acolo tinerii de 25, de 27 de ani care sunt deputați. Păi ce experiență are ăla? Nici de viață, nici profesională, nici nimica.
Nu mai zic că sunt unii care au ajuns în Parlament și nu au muncit niciodată. S-au pomenit în Parlament că i-au pus ăștia pe liste și au devenit... Și ce profesie ai zice? Sunt deputat. El crede că aia e profesie. Da, deci iată că ai... unde să ajungi. Vreau să spun însă că în cadrul Partidului România Mare lucrurile nu stau așa. Au fost nominalizați pe liste, mai ales primii, fie vorba între noi, care au șansa eventual să acceadă în Parlament, nu oameni cu pregătire foarte bună, oameni care sunt majoritatea specialiști sau specializați în anumite profesii domenii, și cu anumită experiență și profesională, dacă e vorba, că spuneam că de până la urmă acolo este un conglomerat de profesioniști. Și bineînțeles, oameni care înțeleg ce este politica și știu să aplice normele profesionale, normele de etică în politică și nu invers. Cam da. Asta ar fi ideea. Din 1990 până în 2004, dumneavoastră ați fost primar al Mogoșoaiei. Evident că în acea perioadă ați colaborat, în virtutea funcției pe care ați ocupat-o, evident, cu Parlamentul României. Veneați probabil des în Parlament. Întrebarea mea este, în acea perioadă ați întâlnit parlamentari tineri sau erau numai parlamentari exponenți a ceea ce dumneavoastră ați spus mai devreme? Vă spun, că, vă spun mai ales cât timp am fost eu senator, 2004-2008. Da. Dar și înainte aveam relații cu Parlamentul ca primar, pentru că, sigur, fiind aproape, ajungeam plus, și plus întrebări, interpelări, dacă vă chemau, evident că ales atunci administrația era nevoie să vii să ceri o serie de lucruri, erau altfel lucrurile aranjate, era după prăbușirea, așa zisă, a comunismului și nu existau legi, trebuia tu să știi cum să faci ca să nu calci în gropi, pentru că să calci legile nu se știe dacă le călcai sau nu, pentru că încă nu erau legile democrației, noi democrație așa consolidate. Vreau să vă spun că în Parlamentul, deci în perioada aceea, între 2004-2008, în Senatul, de cel puțin acum eu și chiar și la deputați, erau oameni cu o foarte bună pregătire profesională, oameni foarte serioși. N-aș vrea să le dau numele, pentru că unii sunt acum pe la PSD, alții sunt pe la nu știu, să nu se zică că le facem reclamă sau că de ce îi amintesc. Dar erau profesioniști, erau oameni care au contribuit la realizarea unor legi sau la, dacă vreți, ameliorarea unelor legi care se aplicau prost atunci. Și au fost perioade bune, ani buni după aceea, în care legile au funcționat foarte bine. Și atunci au fost destul de grele lucruri, pentru că erau legate de legile agriculturii, de modurile acestea de cedare și de mai ales de vânzare a unor active. Și mă amintesc că atunci, în perioada aia, ia că te lungesc vorba, mă amintesc că eu eram președintele Comisiei, da, și a venit la comisie un raport de vânzare a spitalului, mai multor unități, spital, cec și așa mai departe, și niște bănci, și atunci am reușit să respingem aceste lucruri. De spitalul Fundeni, eu l-am și numit, mă amintesc, în plen și am spus, este ultima gară de sănătate. Și l-am numit bine, pentru că cel puțin în perioada aia, spitalele din provincie nu erau foarte bine utilate în perioada aia. Și pacienții bolnavi care erau trimiși de la Iași, de la Cluj, de unde vreți, de la Craiova, toți erau trimiși la Spitalul Fundeni, unde erau, în afară de faptul că erau profesori distinși și cu o experiență extraordinară, profesori care aveau 70, 72, 75 de ani cu experiență, acum nu prea mai găsești, că au venit ordine și au dat afară la 70 de ani. După aceea spun că au mai împărcat ei lucrurile, au dat seama ce tâmpenii. Știți că este o vorbă din popor, care se spune că doctorul și popa până mor. Până acolo trebuie lăsat să lucreze. Așa este nevoia populației, este nevoia oamenilor.
Și mă amintesc că am reușit, iată, oameni cu pregătire profesională, dar și cu minte întreagă, am respins vânzările și ale spitalului Fundeni și ale cecului și ale lotoului și așa mai departe. Păi, cum să... Ba, atunci am făcut chiar așa o glumă în plen, pentru că insistau cei de la PNL și cei de la PD ca să se vândă lotou. Și atunci am spus, dragi colegi, aveți mare dreptate, trebuie neapărat vândut lotou, de ce să rămână în stat, dar am rugăminte. Putem acum să-l vindem, dar să mi-l atribuiți mie. Au toți, au început întâi unii să bată în palme, după aia au bătut chiar și aia care promusese, pentru că era o tâmpenie. Dar atunci dați-mi-l mie. Cum să dai banii care sunt dați taxa, o și numesc, se numește taxa fraierului, nu știu dacă știți. Da. Păi n-am spus că jucați în fiecare săptămână la loto. Da. Păi jucați în fiecare săptămână cât un bilet. Săptămânal, taxa fraierului, te duci la loto. Vreau să fiu că și eu fac parte din fraierești, așa că, da. Așa? Și îți vin miliarde pe an, care le ia statul român, nu? Și le distribuie așa cum trebuie. Nu stau acum eu să discut unde, ce și cum. Da. În schimb, tu dai lotul lui Titi și Titi ia banii ăia și plătește doar un impozit la stat. Ia că te revin la ce m-ați întrebat, oameni maturi, oameni cu pregătire, care au respins toate aceste încercări de a aduce statul în paragine, spun eu. Iar acum vreau să vă spun că se luptă din greu. Se luptă din greu băieții care produc acum tot felul de idei, ca iarăși cecul, lotou, ce a mai rămas din CFR, să le mătrășească. Altfel nu pot să le spun. Ăsta este adevărul. Da. Sperăm că nu un parlament să aibă oameni cu pregătire bună, să aibă oameni cu o minte clară și să facă cumva niște rosturi mai bune pentru țara asta. Eu chiar mai târziu, și îmi cer scuze față de domn profesor că am vorbit atâta, dar o să-i dau și dumneavoastră. Să vă și de mult acum. Am să vă expun câteva puncte, câteva doar puncte din proiectul de țară pe care are partidul. Sigur, avem tot. Între care și unul din punctele foarte importante pe care probabil că domn profesor Popale va și... le va expune așa, sigur, cât se poate și în timpul rămas, dar și pentru ca toată lumea să înțeleagă. Da, domnule profesor Popa Gabriel. Da, vă rog. Un pic, vă rog. Intervenția domnului Tănăsescu. Vis-a-vis de încrederea pe care populația o are în Parlament. Eu cred că lucrurile sunt puțin mai simple, în sensul că de 30 de ani populația și toți cei care suntem în afara Parlamentului constatăm că avem o clasă politică care nu reușește să-și armonizeze interesele personale cu interesul național. De fapt, toți vedem în Parlament o instituție care nu face decât să își dea privilegii, da, atât parlamentarilor cât și, să spunem, altor categorii, da, primari, prefecți, președinți de consilii județene, foarte corect. A căror eficiență din punct de vedere al efectelor economice, sociale, sunt extrem de scăzute. Bun. De fapt, da, vă rog, spuneți. Până de fapt, constatăm că după 30 de ani, aproape nicio instituție nu este reformată. Corect. Pentru că vreau să vă întreb așa. Nu ați făcut parte niciodată dintr-un partid politic. Deci n-ați activat până în momentul în care v-ați decis să faceți parte din Partidul România Mare. Cum ați perceput dumneavoastră Parlamentul în toată această perioadă? Pentru că, vă întreb, e foarte importantă întrebarea. Se spune că actualul Parlament este practic o emblemă a modului în care poporul român se exprimă.
În ce sens? Și aici o să fac un apel către educație. Educația fiind prioritate națională, nu o spun eu, o spune legea 1 din 2011, așa ar trebui să fie. Dumneavoastră știți foarte bine și majoritatea profesorilor spun că nivelul de pregătire, de percepție al celor care termină o facultate, în timpul facultății vorbesc, e din ce în ce mai scăzut. Dovadă că am avut în actuala legislatură, 2016-2020, și știți foarte bine, miniștrii care, evident, mare majoritate din ei sunt și parlamentari, pentru că nu interzice Constituția, și care, chiar miniștrii educației, știți bine cum se exprimau, știți bine ce au făcut, ca să nu mai vorbesc despre alți miniștri care, știu eu, vorbeau despre ceasuri, nu știu să spună ceasuri și așa mai departe. Însă, făcând așa o trecere în revistă, cum vedeți parlamentarul român din 92, pentru că 90-92 se spune că a fost adunarea constituantă formată special ca să adopte Constituția, după care în 92 au avut loc, practic, primele alegeri parlamentare, dacă le spunem așa, celălaltă fiind un parlament provizoriu ca și instituția președintelui de atunci. Dar din 92 până în 2020, cum vedeți așa o evoluție, chiar dacă n-ați făcut parte din parlament, ați cunoscut, evident, mulți parlamentari. Și ați putut să... Ați fost la diverse conferințe în care erau invitați și din Parlamentul României anumite persoane din diverse comisii, evident. În special Comisia de Educație, nu? Cum vi se pare? Ce pot să vă spun? Parlamentul României, în general, eu cred că cea mai puternică instituție într-un stat puternic este chiar statul însuși. Pentru că așa ne arată toate țările civilizate, care sunt astăzi în topul dezvoltării economice și sociale, că statul este cel mai puternic, cea mai puternică instituție. De fapt, statul poate fi implicat economic sau nu, dar el are obligația să fie un arbitru și a asigura un echilibru economic și un trend de dezvoltare. El are obligația să, practic, să urmărească țintele de dezvoltare ale națiunii. Pentru că vorbeați de educație și de parlamentari. Eu cred că Parlamentul României a avut oamenii foarte capabili în primii 15 ani. Exact. Exact ce a spus și domnul Tănăsescu. Dar și din parlamentari. Din vari motive, ei nu au reușit să contureze o strategie de dezvoltare a României. Mi-aduc vag aminte, ciuda așa vârstei, 90, ce dezbatere, 92, 94, ce dezbatere era în Parlament și domnul Tănăsescu, sigur știe, ce dezbatere, ce expuneri, ce, cum să spun, expuneri de motive, domne, ce discutau, adică la obiect. Nu se punea problema atunci să votezi în funcție de interesul de partid. Fiecare parlamentar avea orgoliul lui și încerca să-și ducă la bun sfârșit ideea, să încearcă să convingă pe ceilalți de acuratețea ideilor și de faptul că ele ar putea genera un plus societății românești și cetățenilor săi. Din păcate, asta vreau, o trecere în timp, nu o facem numai noi, probabil că o fac toți, așa se întâmplă înainte de alegeri, se discută despre instituție, evoluția ei din punct de vedere a ceea ce a reușit să facă pentru cetățeni. Ați atins foarte bine subiectul statul, însă pentru cetățeni o spun, și nu o spun eu, o spune Constituția, statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Ceea ce nu s-a întâmplat până în acest moment, din păcate. Statul înseamnă guvern, parlament, că e instituția fundamentală a statului, corect, și evident celelalte autorități. Însă vă dau în continuare cuvântul, scuze că v-am întrerupt. Bun. Da, deci eu văd prima perioadă, 15 ani, în care Parlamentul a avut oameni de foarte... Da. Numai că mențineți-vă ideea, vorbim după un scurt moment de publicitate și revenim. Mulțumesc. Sí.
E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Am revenit în studio, stimați telespectatori, și l-am întrerupt pe domnul profesor Popa Gabriel și îi dau cuvântul, evident. Da, revenind la parlamentarul român, cum spuneam, Parlamentul României a avut la începuturile sale oameni de foarte bună calitate, dar care nu au reușit să ducă la îndeplinire proiecte de succes pentru poporul român, ca să spunem lucrurilor pe nume. După care, calitatea acestor parlamentari a început să scadă. Continuu până când astăzi, Parlamentul României și-a pierdut aproape în totalitate încrederea populației. Eu cred că ineficiența lui ca instituție este cauza principală a pierderii acestei încrederi. Parlamentul are obligația să dea siguranță națiunii, ceea ce nu pare să fie capabil să o facă. Elaborează legi care, dacă sunt ajung la Curtea Constituțională, sunt neconstituționale. Eu cred că foarte multe legi sunt neconstituționale, dar n-au ajuns la Curtea Constituțională pentru a fi analizate.
pentru că n-au fost, să spunem, un element de discordie între partide pentru a face un conflict de interese. Deci Parlamentul arată o slăbiciune în a gestiona, de fapt, destinele unei națiuni. Pe de altă parte, există o serie de domenii în care parlamentarii nu ar trebui să țină cont de partid, ci de interesul național. Și aici vorbim de educație, de sănătate, de justiție, că până la urmă o justiție independentă și obiectivă este în avantajul întregii națiuni. Dar eu cred că noi suntem puțin străini de o filozofie foarte simplă. Și anume că binele individual vine din binele colectiv. Noi încă trăim cu senzația că binele individual trebuie să fie principala țintă și binele colectiv, dacă e să se întâmple bine, dacă nu, nu. Din această cauză, România nu a fost capabilă să dezvolte proiecte de dezvoltare în practic în nicio direcție. Pentru că vorbeați de învățământ, învățământul este un sistem care astăzi nu reușește să-l descopere pe tânăr. El ajunge în absolvent la, de liceu și el nu se cunoaște pe el însuși. Nu știe ce îi place, nu știe ce calități are, pentru că sistemul n-a reușit să-l descopere. Și atunci, evident că el vine de busolat într-un sistem de învățământ superior, nu pentru că n-ar avea calități, nu pentru că ar fi slab pregătit, nu. El pur și simplu nu știe... Nu, dar mai e și o altă problemă. Ce are de făcut? Ce îi place să facă? Da. Mai este și altceva, o problemă foarte importantă. Termină o facultate. De exemplu, o facultate... la Universitatea Politehnică, bine, nu mă refer la cei care termină informatică și așa mai departe, au atâtea pârghii unde să se angajeze. Ce face statul pentru un absolvent? Ce locuri de muncă în acest moment? El, da. Nimic. Și nimic. Atunci deci el nu face nimic. Să avem pretenții ca învățământul să producă oameni foarte bine pregătiți în condițiile în care nici ei nu mai au niciun interes din punctul ăsta de vedere, fiindcă oricum știu că facultatea poate nu le e de folos prea mult și pleacă în străinătate mult. Știți bine câte milioane de români avem în străinătate. Nu uităm exodul medicilor. Aia cum s-a mai schimbat puțin situația și domnul Tănăsescu știe. Li s-au mărit salariile și poate e puțin încetinit acest exod al medicilor către alte state europene și nu numai. Dar în alte domenii, în special științele exacte și așa mai departe, e foarte greu să-ți găsești un loc de muncă în România. Nu mai vorbim de pandemie, acum e clar că totul e la pământ. Deci, practic, absolvenții sunt predispuși a lucra ceea ce efectiv fac unii care au terminat liceul. Dacă și acolo găsesc de muncă. Vă rog, și opinia dumneavoastră, vă ascult. Da. Este rezultatul faptului că nu am reușit să creăm o strategie de dezvoltare. Nu avem domenii în care să ne canalizăm un interes de dezvoltare, domenii în care poate aveam tradiție, pentru că România a avut tradiție în foarte multe domenii. Nu avem o viziune pentru a ne dezvolta în domenii în care avem oportunități și le pierdem pentru că pur și simplu nu ne interesează. Dar eu aș spune că problema aceasta învățământului este o problemă foarte complexă. Pentru că ea este marcată de un abandon școlar foarte ridicat, pe care nimeni nu vrea să-l analizeze profund în cauze, nu vrea să rezolve această problemă, deși toți vorbesc despre învățământ, despre 6% din PIB acordat învățământului. Și faptul că Mulți părinți ai copilului sunt plecați în străinătate. Îi lasă în grijă rudelor, a bunicilor, mătușelor și așa mai departe. Cine se mai ocupă de educația lor și de a verifica ce fac ei la școală? Nu vorbim acum în domeniul... Deci vorbim de învățământul primar, pentru că de acolo începe totul. La învățământul universitar am stabilit cum stau lucrurile. Poate nu mai au nici motivația aia să
termină o facultate să știe cât mai multe, pentru că după ce termină facultatea, ce le oferă statul sau firmele private până la urmă? Vorbim și asta. Până la urmă nu ar trebui să le ofere statul. V-am spus, statul din punctul meu de vedere trebuie să fie un arbitru. El trebuie să se îngrijească ca economia să funcționeze și economia dezvoltându-se creează oportunități tinerilor exact. Indirect. Da. Da. Deci statul nu trebuie să intervină el asigurând da, niște locuri de muncă. Nu la asta. Mă refer la instituții ale statului unde se organizează concursul pentru ocuparea unor posturi, însă din păcate posturile alea știți foarte bine și se mai întâmplă să nu fie ocupate de cei care au competența necesară. Eu vă întreb de ce un parlamentar nu are niciun criteriu de evaluare? De ce nu există un criteriu în baza căruia să poată să devină un candidat la un post de parlamentar? De ce, de exemplu, un medic trebuie să stea pe băncile facultății și să-și dea tot felul de examene ca să devină un medic specialist? Un profesor universitar trebuie să treacă prin toate etapele da, pe care trebuie să le justifice din sigur, toate sigur. Perspectivele și un parlamentar care trebuie să construiască legi de dezvoltare a unei națiuni nu are niciun criteriu. Merg pe ideea că parlamentarii sunt reprezentanții poporului român pentru că așa spune până la urmă Constituția și legile pe care legea 96 pe 2006 care ei și-au făcut-o, regulamente camerelor care sunt adoptate și aprobate de către parlamentari. De aici și ce a spus dumneavoastră, că ei își fac votează, propriile legi. Sigur, salariile și toate privilegiile, indemnizațiile și privilegiile toate de care posibilitățile de a accede către aceste funcții. Însă se merge de la ideea că la suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, printre care Parlamentul este cel mai reprezentativ. La funcțiile lui, și aici o să merg în continuare să vă întreb și pe domnul Tănăsescu și pe dumneavoastră, în ce scuze avem un telefon în direct, totuși. Da, bună seara! Salut! Da, bună seara, domnule Petrică! Bună, dar cu Tibiu, salut, cu cine vorbesc? Da, eu sunt. Da? Domnul Tibiu, salut! Aș vrea să vă propunere să vorbesc cu dumneavoastră. Da, vă ascult. Așa, în toate ce v-am ascultat aici, la dumneavoastră, tot ce comentarii v-ați zis acum, care parte dați cel mai bun pentru o legilice parlamentară? Din punctul meu de vedere? Da. E greu să vă dau un răspuns, pentru că n-am văzut ce programe și ce proiecte propun partidele, pentru că nu suntem în campanie electorală. E foarte greu să vă dau un răspuns. Mai este și eu de partidă, auziți, nu? Da, vă aud foarte bine. Da, deci Partidul României Mare nici de cum nu a avut putere să ajungă la putere. Pentru că o să lasă. De ce nu? Deci este o opțiune foarte importantă pentru electorat. Partidul România Mare are o tradiție. A luptat pentru interesele cetățenilor, ale poporului român. Exact. Aia e și eu. Am continuat să încerc cu ei. Și din ce vine pentru toată lumea și de astea, pentru Uniunea Europeană vine. Cine a omorât alocățile astea pentru copiii? Este PNL-ul, PSD-ul sau cine a omorât acum? Deci, aceste alocații care sunt mărite, nu le măresc partidele, să fim sinceri, pentru că nu ei dau bani de la ei din visteria partidului ca să mărească. Ei sunt bani de la bugetul de stat, care sunt până la urmă îndreptați către anumite domenii foarte importante. Deci niciodată că a mărit PSD-ul în perioada Partidului Social Democrat, poftim, când se aflau la guvernare, s-a dispus această măsură. Dar banii nu sunt ai lor de acasă, sunt banii poporului român. Exact. Și Parlamentul pus în loc. Da. Deci Parlamentul poate. Da. Dacă aveți pentru domnul Dan Claudiu Tănăsescu, pentru domnul profesor Popa Gabriel, vreo întrebare, vă rog. Pentru cine?
Pentru invitații mei din această seară, în emisiune. Pentru Claudiu Tănase, îmi place cum o vorbim. Domnul Claudiu Tănăsescu, da. Aveți o întrebare pentru dânsul? Da, dacă aveți o întrebare pentru dânsul. Așa, domnul Claudiu Tănăsescu. Da. Aude cum o vorbim? Da, vă aude. De unde sunați? Din undeva din Maramureș, de unde? După voce. Nu, din Arad. Din Arad, ok, pe aproape, da. Vă ascultăm. Așa, domnul Claudiu Tănăsescu. Da, domnule. Ce întrebare vreau să vă propun eu dumneavoastră? Care partid ar fi cel mai bun acum pentru președinția României? Păi cel mai bun partid este partidul care își iubește țara și pământul. E vorba de Partidul România Mare, care cred că dumneavoastră, despre care cred că ați auzit destule. Acest partid a fost în Parlamentul României de două ori, a fost în Parlamentul European și acum acest partid s-a revigorat pentru că a avut o perioadă de hiatus, o perioadă în care nu a funcționat așa cum trebuie și de data asta iată, participă la alegeri, așa că, printre alte, eu vă invit, fiind în conducerea partidului, vă invit să studiați puțin programul nostru, care îl aveți la dispoziție la președintele de la Arad, la dumneavoastră, și să, eventual, să vă alăturați nouă împreună cu prietenii familiei, să votați acest partid, Partidul România Mare, care este singurul partid, dacă vreți, patriotic și care vrea să oprească vânzarea țării către străini. Deci ăsta este scopul nostru, dacă vreți. Și mai este un scop. Vrea ca oamenii să trăiască mai bine, să aibă simplu pentru fiecare oameni, pentru care fiecare unul dintre oameni să aibă căldură, să aibă mâncare, să aibă liniște și să aibă siguranța zilei de mâine. Asta vrea Partidul România Mare. Din acest punct de vedere, eu spun că el este cel mai nimerit ca oamenii să alăture lui și să gândească foarte bine că cei care au condus și care conduc acum țara sunt destul de suspecți de a face rău țării și niciun de caz COVID. Aia zic și eu. Da. Mulțumim mult, tatăl. Bună seara, toate cele bune. Dacă nu mai aveți altă întrebare, mulțumim mult pentru intervenție, numai bine. Da, domnul Popa Gabriel, rămăsesem la faptul că, explicam eu, cea mai importantă funcție a Parlamentului este funcția legislativă. Este adevărat și am stabilit împreună, această funcție s-a exercitat destul de bine în perioada de tranziție, de la comunism la democrație, însă ulterior, și-a pierdut mult din receptivitate, în sensul că au fost votate legi în funcție de interesele personale, de grup sau alte interese care nu coincideau cu interesele statului român. Funcția de stabilire a direcțiilor principale activității economice, statale, culturale și juridice, funcția de control parlamentar, iarăși o funcție importantă, funcția de alegere, formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale, în virtutea căreia, din păcate, s-a ajuns și aici, și domnul Tănăsescu știe foarte bine și cred că știți și dumneavoastră și telespectatorii, am ajuns ca aceste numiri să fie trocul unor înțelegeri între partidele majoritare în Parlament, în a desemna președinții și vicepreședinții unor instituții fundamentale ale statului și foarte bine plătite, care intră sub incidența acestei funcții a Parlamentului. Și aici mă refer la președintele Consiliului Legislativ, președintele ASF, președintele ANRE, președintele ANCOM, care are vreo 10.000 de euro pe lună salariu ca și la ASF, președintele Curții de Conturi, avocatul poporului, și, mă rog, alte persoane care trebuie să ocupe aceste funcții și, din păcate, nu sunt stabilite potrivit competenței, ci tot din oamenii politici care au fost parlamentari sau nu. Mă rog, ce asta și susținut, domn profesor. Da. Și să lăsăm să ne spună. Sigur. Asta v-am și întrebat pe fiecare în parte. Domnul profesor Popa Gabriel. Da, ce putem să spunem? Din această cauză și percepția legătorului vis-a-vis de Parlamentul României este
în concordanță. Eu aș spune că Parlamentul României nu și-a pus niciodată problema de ce atâta lume pleacă din România. Tineri, cadre foarte bine pregătite profesional, iau drumul pribegiei și nu și-au pus niciodată problema care este această cauză. De fapt, și cum am putea stopa acest fenomen. Pentru că, până la urmă, rolul Parlamentului este de a... Ce scuze că vă întreb, mai avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Dacă se poate, puțin mai departe de telefon să vorbiți, domnul Vasile. Bună seara! Bună seara! Mulțumim! De unde sunați? De Mateus. Vă ascultăm. Deci nu vă aud foarte bine. Dacă puteți să repetați partea a doua. Da. Să ne gândim din domnul președinte la Odeca la Termo, da? PSE, care este proiectul și programul de realizare în viitor, da? A unificării Republicii Moldova cu România. Am înțeles. E singura întrebare? Mai aveți altă întrebare? Și acea întrebare respectoasă, da? Este dacă este de acord ca în programul partidului să se introducă un proiect de lege de reformare a profesiilor liberale, în așa fel încât acestea să funcționeze într-un principiu de pluralism de organizații profesionale registrate la nivel național și cu filiale la nivel județean. Sau este sau susțin proiectul de monopol al acestor profesii care până acum nu au reușit să aducă un progres în dezvoltarea profesională de specializare a acestora. Cum ar fi profesia de avocatură, profesia de medic, de farmacist, de stomatolog, dacă domnia sa apreciază că ar putea să existe mai multe organizații profesionale în care cei care au licență să beneficieze din dreptul de a alege în ce organizație profesională să se înscrie. Am înțeles. Vă mulțumesc. Mulțumesc și noi pentru întrebări. Deci, care a, deci fost a fost prima întrebare, dacă puteți să spuneți Partidul România Mare în programul și proiectul acestuia, în programul și proiectul acestuia, ce își urmărește să facă în Parlament. Dacă aveți un proiect și un program, da, referitor la acestea. Bineînțeles, mă rog, programul este foarte amplu, e greu să spun acum. În mare parte, da. Programul nostru are peste 20 și ceva de capitole, fiecare dintre ele legate de specificul necesităților. Legat de cultură, legat de sănătate, legat de economie și legat de construcții, deci chiar legat de armată, de orice doriți. Ama, dintr-un punct de vedere, prezența, dacă ar fi, a Partidului România Mare în Parlament, ținând cont de faptul că mai probabil nu ar fi o forță acolo. Partidele astea considerate mari, PNL-ul și PSD-ul, în mod sigur că vor avea un procent mai mare decât Partidul România Mare, care revine, dacă vreți, pe șicherul politic și
încă lumea este dezorientată, da. O parte din ea, altă parte din ea, nici n-a știut noi că acum ne zbatem pur și simplu ca să ne facem cunoscuți că am revenit în, pe eșicherul politic, să spun așa. Da. Din acest punct de vedere, noi în Parlament, dacă vom ajunge, vom căuta să propunem spre promovare niște legi care să fie în avantajul poporului român. În aceste legi noi urmărim ca oamenii, de fapt, să trăiască cumva mai bine, mai civilizat, să aibă siguranța zilei de mâine, să aibă o asistență medicală așa cum a existat cu ani în urmă, când fiecare avea medicul lui precis, se putea prezenta la spital, se putea prezenta la o policlinică, nu îi umbla nimeni în portofelul de bani în condițiile în care te duci acum și faci o consultație la un profesor universitar și dai 400 de lei, deci 100 de euro. Ori nu se poate treaba asta. După aceea, în învățământ. Învățământul trebuie să recunoaștem că a slăbit extraordinar. Învățământul nici nu mai este un învățământ. Nu mă leg de faptul ce se întâmplă acum, în perioada asta a molii mei, în care este pur și simplu o penibilitate. Pentru că dacă s-a ajuns să se spună că de acolo unde nu-i curent electric poate să învețe copiii la televizor, nu mai avem ce să mai discutăm. Dar discutam și cu domnul profesor Popa mai înainte în ce hal a ajuns învățământul. Discutam modul în care noi ne pregăteam în perioada de adolescență, deci în timpul liceului, dacă vrei, și în timpul facultății, spre diferență de acum, când pregătirea este precară, iar din punct de vedere al modului în care materiile au fost reduse și nu mai aduc cunoștințele de bază elevilor, este foarte grav. Eu vreau să spun că, în calitatea mea și de scriitor, am participat la multe întâlniri cu elevii în ultimii ani. Și vreau să vă spun că au fost elevi din clasa 12 care nu auziseră de niciuna din operele lui Luca Doveanu. Nu e posibil treaba asta. Ce au învățat oamenii ăștia în 12 ani? Chiar așa nici să n-aud, mă, la ureche îți trece chestiunea asta. Deci, în afară de cultură, vă spuneam, sănătatea, din punct de vedere al economiei, din punct de vedere al justiției, noi vrem ca justiția să se regleze puțin, pentru că justiția nu mai este justiția, mai este o justiție injustă. Ar trebui să se introducă, ca și în sistemul american, modul acela la noi se numea profesori populari, mă rog, care erau buni. Pentru că cei doi sau trei judecători, dacă aveau niște ezitări, acei asesori populari, care la început erau luați de oamenii de rând, dar după aia ei, fiind aceiași, învățau legile și spuneam, stați dom'le, îi trăgeau puțin la, de mânecă. Stați dom'le, ce faceți? Nu dați așa de capul vostru tot felul de decizii și hotărâri care sunt anapoda. Deci, în justiție. Vreau să spun după aia, apropo de programul care mă întreba telespectatorul nostru, și foarte pertinente întrebările și foarte pertinente intervenția. A fost chiar o intervenție exemplificativă a dumnealui, da. Și îi mulțumesc pentru treaba asta. Domnule, legat de armată, vreau să vă spun ceva. Domnule, eu cred că este normal ca noi să avem o armată regulată. Știți că există o vorbă, poate vorbire, mă rog, o spun acum metaforic, că un popor care nu are armată însemnează că nu se poate apăra și ajunge la mâna altora să-i apere, ceea ce se și întâmplă acum. Nu vă supărați. Eu nu înțeleg ca foarte multe miliarde să meargă spre cumpărarea de tancuri și tunuri și rachete și așa mai departe. Numai că după pauză vorbim și despre întrebarea numărul 2 pe care a adresat-o telespectatorul și revenim. Pauză și revenim. Mulțumim!
e un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. El, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau ce-i mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Am revenit în studio, stimați telespectatori, după scurtul moment de publicitate și revin la întrebarea pe care telespectatorul din Bacău a adresat-o domnului copreședinte Dan Claudiu Tănăsescu. În prima întrebare mai era și cum aveți dumneavoastră în vedere să realizați unirea cu Republica Moldova. Iar a doua întrebare se referă la asociațiile, uniunile profesionale, dacă vedeți această posibilitate de a exista și un pluralism în modul în care acestea să existe în România. Da, revenim la prima întrebare. Acum și vă spărați, există asociații profesionale. Există asociația medicilor, asociația scriitorilor. Da, da, spune dacă pot fi mai multe cu același obiect de activitate. Aici e întrebarea. Cred că da, dar aici depinde de dorința oamenilor de a se asocia, de a crea asociații de regulă profesionale. Ideea asta să meargă pe această canalizare. Sunt unele care chiar se asociază între ele, chiar dacă au, să spun așa, ocupațiuni cumva diferite. Dar este complicat să poți să spui că să creezi o lege legată de acest lucru. Există
destule regulamente, destule reguli care permit să se creeze aceste asociații care să tot fac, am înțeles acum, însă ele se realizează mult mai greu, că sunt tot felul de opreliști și probabil că de aici... Pentru întrebarea a doua, o să luăm pe domnul profesor Popa Gabriel, legat de unirea cu Republica Moldova, ce părere aveți dumneavoastră acum, ca membru al Partidului România Mare, pentru că de-aia vă numiți Partidul România Mare, și ce părere aveți și dumneavoastră legat de aceste asociații și uniuni profesionale, cum e Uniunea Barourilor, Uniunea Notarilor Publici, cum sunt și asociațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, dacă vedeți cumva printr-un proiect de lege, dacă are în vedere Partidul România Mare, în viitoarea legislatură, să introducă un astfel de proiect care să garanteze pluralismul înființării unui astfel de, de asociații, profesii sau uniuni, dacă vi se pare normal să fie mai multe astfel de asociații, chiar dacă reprezintă o singură organizație. Cum e Uniunea Avocaților, să existe și alte modalități de exprimare, nu una singură. Cum e Uniunea Notarilor, să existe mai multe Uniunea Notarilor. Îi spuneți subiectul. Lăsați-l în bagi, Nu, să spune ce părere. Răspunsul este la această întrebare. Eu cred că ce am câștigat dacă am face o astfel de lege și am avea aceste uniuni într-un evantai, eu cred că nu am avea un câștig. Eu cred că ei toți pot să-și se exprime în cadrul uniunilor pe care le au, profesionale. Așa. Nu este nevoie de o diversificare prea mare a acestor... De o pluralitate a acestor. Da. Iar în ceea ce privește Republica Moldova, evident că Partidul România Mare își dorește o Românie mare. Este evident acest lucru. Numai că România a pierdut ocazia istorică de a se uni cu Republica Moldova. Astăzi este un proces destul de complicat, nu din perspectiva României, care își dorește foarte mult acest lucru, ci mai ales din perspectiva Republicii Moldova. Deci, până la urmă, fără o acțiune din ambele sensuri, acest proces va fi foarte greu de realizat. Pe de altă parte, România trebuie să fie tentantă pentru Republica Moldova. Trebuie să fie o țară dezvoltată, o țară în care nivelul de trai să fie ridicat, o țară în care Republica Moldova să-și dorească să adere, așa cum noi am dorit să aderăm la Uniunea Europeană. Da. Da. Până la urmă, unirea este o voință din ambele sensuri. Ambele clase politice și nu numai. Și nu numai. Așa, cum a fost la noi Uniunea Europeană și NATO. Da. Toată clasa politică și-a dat mâna. Domnul Tănăsescu a fost acolo. Și în 2004, când noi am intrat în NATO, și în 2007 am intrat în Uniunea Europeană, dânsul era senator și știe. Vă rog. Da. Deci ne dorim, vrem, vom face toate demersurile care țin de România, pentru ca acest deziderat să se împlinească. Eu cred că este visul tuturor românilor să se unească cu Republica Moldova. Nu mai vorbim de populația din Moldova, care își dorește foarte mult să se unească cu frații de peste Prut. Dar este un proces pe care trebuie să-l privim realist. Este într-un context destul de dificil politic de realizat. Nu se poate realiza fără o voință politică de ambele părți a Prutului, la care se mai adaugă probabil și acceptul unor organisme internaționale. Organisme internaționale. Are o mare cunoaștere a statului, ceea ce e destul de complicat. Deci ceea ce este destul de un demers destul de complicat. Da. Pentru asta trebuia ca România să lucreze intens în anii care s-au scurs. Deci România n-a făcut mare lucru în acest... Toate că în programul fiecărui partid, sau cel puțin din ce am constatat eu, este trecut în materie de politică externă, deși nu poți să spui politică externă, o relație cu frații noștri, scrie acolo relația cu Republica Moldova. Toți spun și PSD-ul. Toți spun acest lucru, exact. Dar nu au făcut absolut nimic în acest sens. Dom'le, vrei să intrăm în intimitatea fenomenului? Vă rog. Da. Deci noi românii, sau mă rog, nu toți românii, românii doresc
sigur ca Republica Moldova să se alipească nou, nu? Și să se întregească. Să revină la patria mamă. Dom'le, așa numim. Așa numim deodată, că sunt separați, au fost cu rușii. Dar să nu uităm că, să nu uităm, domnul. Da, deci asta e dorința. Da, dar să spună domnul Tarasiu. Să știți, spuneți. Să nu uităm că noi suntem țară membră NATO. Exact. Și Republica Moldova nu este membră NATO. Dar eu nu merg spre aia. Eu merg din punct de vedere sentimental. Și nu numai sentimental, din punct de vedere practic. Ei nu prea doresc acest lucru. Și vreau să spun conducere, că nu poate să țăranul ăla de la Puturi, sau cum îi spune așa, de la comuna Puțuri, sau comuna Trei Iepuri și așa mai departe, vrea. Ăla vrea, dar nu poate. Deci conducerea țării nu dorește acest lucru, pentru că asta însemnează desfințarea conducerii țării, desfințarea președinției, desfințarea Parlamentului, desfințarea ce vrea și așa mai departe. Și două, trei, cinci județe, bună ziua, vine Iohannis președinte și cu asta s-a încheiat povestea. Deci ei nu doresc acest lucru. Cei mari, ca dovadă că nu doresc acest lucru, hai să iarăși mergem înainte. Păi cine a primit șuturi în partea posterioară când a vrut să facă chestiunea asta? Domnul Băsescu, care tot se infiltrase pe acolo, făcuse și un partid și așa mai departe. Vă amintiți? Păi e partid. Și i-a fost retras. L-au mătrășit, i-au luat și cetățenia Republicii Moldova. Cetățenia și l-am mătrășit, nu s-a văzut. Deci cred că s-a ținut în pace, veniți să ne luați pe noi și noi ce, să devenim sclavii voștri. Deci din acest punct de vedere al intimității, ei nu vor. Hai să fim sinceri și nu știu în cât ce măsură poate vrem și noi. Acum aș vrea un PS-ul la ce discutăm vis-a-vis de Parlament. Da. Un PS la Parlament. Vreau să vă spun că președintele partidului, Victor Iovici, are o atitudine foarte strictă în legătură cu numirea în listele candidaților. Sau a avut, că acum deja candidații au fost depuse candidaturile și să știți că au fost propuneri din partea unor județe, din partea președinților unor județe, mă rog, a conducerilor județe, și el a cerut, nu știu dacă la toate partidele se întâmplă asta, și nu, sunt sigur că nu, a cerut la fiecare. Civil. Să știe ce este, cum este, dacă a fost vagabond, dacă a făcut bușcărie, dacă a sărit în tren fără bilet și așa mai departe. Și au fost oameni care au fost respinși. Deci, din acest punct de vedere, aș vrea să spun că Iovici a aplicat cu strictețe modalitatea de primire și de numire, sau dacă vreți, dar așezare în listele parlamentare, punct de vedere care duce în partea a doua a lecției, în sensul că, dacă vom reuși, reprezentanții noștri în Parlamentul României vor fi oameni de vază. De vază în ce sens? Să nu fiu înțeles greșit. Oameni cu pregătire profesională, probi, dacă vreți, din punct de vedere al modului de comportament, oameni de caracter, oameni care își iubesc patria. Eu bat pe această chestiune, unii spun, dom'le, cam de suietă. Nu e de suietă deloc, dom'le. Hai, dom'le, să ne iubim glia asta. Vedeți că ăștia ne vând totul și o să rămânem mai rău decât eu bage aia. Ne ducem să cerșim. Și asta se va întâmpla în viitor dacă nu ne opunem acestei atitudini acum pornită năvalnic de PNL-ul ăsta în frunte cu acest prim-ministru care n-a lucrat în viața lui. Păi de unde să știe domnule de lucruri dacă el n-a avut serviciu toată viața? Are consilier. Este sub inginer și n-a avut serviciu niciodată. Și-a luat serviciu când l-au angajat ăștia, dar l-au făcut. Nu, când n-a mai fost parlamentar, pentru că el, el nu e parlamentar. Păi, aia nu semnează da. Serviciu. Așa e. Asta semnează o funcție, nu e un păi nu, n-a fost parlamentar. Legislatura 26, da. Așa, 2016-2020, mă rog, era el nu e în Parlamentul României. Deci, nu vorbeam de ministru. Din punctul ăsta de vedere, iar vis-a-vis de armată, revin, deci ar fi al doilea PS, eu spun că se fac niște cheltuieli aiuristice, absolut aiuristice pentru achiziționarea
de armament și de butilaje de astea care n-au niciun rost și care le luăm de la vechituri și le mai și recondiționăm. Le luăm sau nici nu mai mult decât poate și ceva. Dar avioane cumpărate 2% din PIB se duc pe Spania și care au fost aduse trimise la Tel Aviv. Continuați-vă ideea, domnule profesor. Nu, dar să revenim la discuția. Ați intrat peste mine, dar nu-i nimic. Data viitoare intru și eu peste dumneavoastră. Eu cred că achizițiile acestea trebuie făcute. Dar probabil că ele trebuie negociate și făcute la nivelul tehnologic de care avem nevoie pentru a fi într-adevăr un partener de securitate puternic. Adică noi totuși suntem țară membră NATO. Poziția geopolitică impune să țină cont de noi. Ne impune să... Da. Da. Contăm. Contăm cel puțin în această zonă și așa cum, de fapt, și discursul președintelui Trump, alături de ajutorul pe care îl primim, trebuie să știm și noi să punem umărul la această zonă de securitate prin profesionalism și înainte de toate trebuie să ne apărăm noi înșine, să fim capabili să ne apărăm noi înșine și după aceea să cerem de la aliații ajutor. Așa e. Am găsit citatul, domnul profesor Rosenberg. O țară care nu este în măsură să se își întrețină o armată ajunge la obligația de a asigura resurse materiale pentru a plăti o armată străină în vederea asigurării apărării naționale. Bun. Da, noi de unde l-ați găsit? Domnule, e secret. Am înțeles. Da, domnul profesor Popa, vă rog. Haideți să analizăm puțin. România are multe probleme de rezolvat. Din păcate, bugetul României nu îi permite sigur să abordeze toate... De mult. De foarte multă vreme nu îi permite. De fapt, noi vorbim foarte mult în România despre corupție. Păi și de-aia MCV-ul, gândiți-vă că nu a luat lupa de pe noi. Lupa MCV-ului e încă... Este în continuare pe noi. Acum, eu aș vrea să lămurim puțin acest aspect. Nu-i nimic. Da. Corupția nu este un fenomen. Corupția este un mod de management. De fapt, este un mod de organizare a conducerii unui stat care este foarte bine organizat. Pentru că dacă această corupție penetrează în toate sferele și la toate nivelele, sistemul este extrem de ușor de manipulat. Ai nevoie de sistem, uiți de lege. N-ai nevoie de sistem, te deranjează sistemul, aplici legea. De fapt, este ceea ce se întâmplă și în România de cele mai multe ori. De fapt, ceea ce vedem că se întâmplă chiar în interiorul partidelor. Când au nevoie de statut, scot statutul pe masă. Când au nevoie de statut, uită de statut. Și avem multe exemple în cadrul partidelor de... Da. Este o formă... Însă v-aș mai întreba ceva. O altă problemă care a condus la creșterea neîncrederii în parlamentari și nu numai în parlamentari, în oamenii politici, este faptul că ei nu răspund pentru promisiunile pe care le-au făcut în timpul campaniei electorale și pe care ulterior, în calitate de parlamentari, nu le duc la îndeplinire. De ce? Pentru că îi apără și îi protejează, evident, legea fundamentală, Constituția, spunând așa, și asta o spun pentru telespectatori, că, potrivit articolului 69 din Constituție, în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt un serviciu poporului și orice mandat imperativ este nul. De asemenea, ei nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Singura sancțiune este sancțiunea nealegerii la următoarele perioade electorale. Cum vedeți dumneavoastră această etapă foarte importantă? Pentru că se vorbește, domnule, hai să introducem o răspundere, un contract de mandat între aleși și alegători, ceea ce presupune un mandat imperativ. Ori Constituția spune orice mandat imperativ este nul. Trebuie modificată Constituția. Cum vedeți din punct de vedere al dumneavoastră personal și apoi al Partidului România Mare, să ne spună domnul Dan Claudiu Trănăsescu, pentru că are o experiență parlamentară în acest domeniu. Și credeți-mă, e un motiv foarte important pentru care cetățenii n-au încredere în
clasa politică. Da, pentru că nu există o responsabilitate. În ce scuze până să răspundeți, că mai avem un telefon. Da. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm. Cristi, ceva nu sunt în Giurgiu. Da, vă ascultăm. Am mai discutat. Bună seara! Câteva seri dumneavoastră. Da. Salut din dumneavoastră și scurt și la obiect, că așa știu o să... Da. Să pun problema. N-am prins emisiunea de la început, însă subiectul ăsta cu Moldova, Basarabia. Da. Care se tot tărință de câteva bun de zile în spațiu. Mai după la televizor, așa. Da, sunt discuții. S-a făcut un George s-a... Simeon a umblat acolo, a făcut, a încercat, a fost interdicție lui tovarășul Băsescu, la fel. Eu cred ca român din Giurgiu, născut în Telorman și mutat la Giurgiu, la Giurgiu Pașa, că chestiunea asta nu o să se poate întâmpla, deci România nu are cum să își reîntregească granițele atâta timp cât clasa politică pe care noi românii o alegem între ghilimele spus un pic așa, nu o să aibă o susținere foarte importantă din afara țării. Exact. Cine ne-a luat Basarabia, trebuie să ne ajute să o luăm înapoi. Nu referiți la Rusia. Să fie de acord. Da. S-a pierdut în 1992 oportunitatea asta. Atunci când Rusia se spune că ar fi fost de acord. Atunci trebuia făcut. Atunci trebuia făcut. Se spune. Da, da. Se spune de la mai multe voci ale momentului de atunci și nu orice voci, care aveau această pârghie în acel moment. Însă am înțeles și chiar am avut acum vreo două luni, l-am avut în platou pe domnul Petre Roman, fostul prim-ministru de atunci, care a explicat că s-ar fi opus cineva de la noi, nu de la Republica Moldova sau de la Rusia, pentru că atunci încă abia se înființase Republica Moldova și nu, sau nu, încă nu se înființase. Și era momentul prielnic. Apoi s-a organizat ca stat, a fost recunoscut și cu asta s-a încheiat. Vă rog. Mă rog, este probabil domnul Roman a vorbit în cunoștință de cauză. Evident, vă dați seama, primul pe ministru. Puțin, nu numai pe mine. Și spus mai pe țărănești așa, dar de lucru de Roman am văzut multe, am auzit multe. Am 52 de ani, am fost de aici, am fost. Problema care eu spun și o repet, atâta vreme cât guvernul României nu va fi generat de către români, în cunoștință de cauză. Deci știe, băi, că țara asta, care se numește Moldova acum, a fost România. Tineri din ziua de astăzi și nu numai tineri. Exact cum spunea domnul din platou cu părul alb. Domnul Tănăsescu. Și asta e o... Ceva asta e cam ar fi așa, nu prea mai la modă, ceva de genul ăsta. Sunt eu, domnule, la modă să întregeți țara. Cine spune chestia asta, normal că are niște interese. Ori e tâmpit, ori are niște interese. Am înțeles. Am văzut alaltăieri, e un băiat din Republica Moldova de acolo, care tot umblă el așa prin lume și l-a găsit pe ăsta, pe deputatul PSD într-un restaurant. Pe Cristi Riza, Cristian Riza. Da, 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 știm de... Deci raiul hoților români o să fie Moldova. Cum a mai fost, de fapt. Deci nu e posibil așa ceva. A, că Dodon nu vrea el, că nu vrea ăla, că nu vrea ăla, că nu știu cine. Nu știu. Dodon e... Trebuie acord de stădare, da. Am e înțeles. Posibil ca ăla să stea acolo foarte frumos. Nu știu dacă ați văzut reportajul, am văzut ca toată. Sigur. Că le-am văzut și dacă nu le-am... Stăm în hotelul ăla acolo, săracul, vai de mama lui, de... Așa, și vine și le dă lecții pe posturile astea de televiziune pe care românii vedeți cu ochii acolo, parcă chiar mi s-a spălat creierul de tot. Cum dezvăluie? Ce să dezvălui, mă, tu, când ai furat și cu asta vasă? Deci atâta timp, după părerea mea umilă, de
cetățean cu studii medii, da? Mă consider un patriot. Când Moldova primește voții români acolo, chestiunea asta n-are cum să se întâmple. Da, mulțumim mult. O să analizăm ce a spus și o să întreb pe domnul Popa, în primul rând, ce părere. Mulțumim mult. Da, vă rog. Dar întâi continuați-vă ideea. Facem o emisiune special despre modalitățile care trebuiesc îndeplinite. În primul rând trebuie referendum și aici și acolo. Trebuie voința ambelor țări, apoi recunoaștere internațională, știm foarte bine. Haideți să revenim la subiectul legat de această inviolabilitate care am explicat eu puțin, prin care parlamentarii nu răspund în fața electoratului pentru nimic din ceea ce fac în timpul mandatului, sancțiunea fiind a nealegerea acestora la următoarele perioade electorale. Vă rog. În primul rând, partidele greșesc foarte mult pentru că pun pe liste din nou aceiași oameni care au fost ineficienți. Pe de altă parte, partidele își apără parlamentarii pentru că, de fapt, programele acestea despre care tot discutăm sunt programe de partid. Neîndeplinirea acestor programe este, de fapt, un eșec al partidului. Pentru că partidul este cel care gestionează, de fapt, activitatea parlamentarilor în grupurile parlamentare și așa mai departe. Deci, până la urmă, Parlamentul, în afară de faptul că nu are criterii de niciun fel de criteriu de evaluare, nu are nicio responsabilitate. Nu are nicio responsabilitate. Așa este. Așa este. Asta este și motivul pentru care populația nu are încredere. Nu poți să ai încredere într-o instituție care nu își asumă nicio responsabilitate. Că până la urmă Parlamentul nu își asumă nicio responsabilitate vis-a-vis de legile proaste pe care le dă. Da. Dacă n-ar exista Curtea Constituțională... Dacă n-ar exista Curtea Constituțională, da, înseamnă că noi am până în 2003 făceau ce voiau parlamentarii. Și apoi a fost modificată Constituția, în sensul că până în 2003 toate acele acte adoptate de Parlament și care ajungeau la Curtea Constituțională, când, bineînțeles, era sesizată, că altfel ea nu se autosesizează decât atunci când vorbim de inițiativele de revizuire a Constituției. Și ajungea să existe, să se pronunță Curtea și spunea că articolul nu știu care sau legea în ansamblu este neconstituțională, o retrimitea la Parlament, iar dacă Parlamentul o adopta în aceeași formă, Curtea nu mai avea nicio treabă. Nu se mai putea sesiza Curtea. Mergea mai departe considerându-se că Parlamentul este reprezentantul poporului. Foarte corect până atunci. Însă Parlamentul, pierdându-și din rolul ei important, acela de organ reprezentativ suprem, a fost nevoie în 2003 ca deciziile Curții Constituționale să devină obligatorii. Da. Asta a fost. Da, vă rog. Deci e singura autoritate a statului care mai poate frâna... Corecta. Da, și corecta anumite, eu știu, ieșiri din fundal ale parlamentarilor. Dar... Din și păcate care și ea este instituție cât de cât politică. Nu e luată în seamă, așa că discutăm degeaba. Nu e luată în seamă. Aș vrea să nu vă las fără răspunsul ăla că m-ați întrebat de unde e citatul ăsta. Da. Chiar astăzi, culmea, l-am discutat cu președintele filialei Bacău, avocatul, un distins... Reprezentant al Partidului România Mare, da. Așa, da? Care a venit la noi ca să mai stăm de vorbă. Da. Avocatul Vasile Butomei, da, care este și candidat pe lista de deputați a Bacăului și chiar discutam împreună cu el și cu președintele Victor Iovici anumite elemente din program, între care și acest lucru, eu întrebându-i, voi ați avea ceva împotrivă dacă eu aș spune în emisiunea de seară că ar trebui să ne gândim la realizarea unei armate regulate cu timpii alți decât cum erau și așa mai departe. Și toți au spus nu. În plus, Vasile Butomei a venit chiar cu acest citat. Acest citat este din cei mai mari generali ai lumii, din Napoleon. Uh-huh. Napoleon Bonaparte, da, care, din păcate,
a avut o armată formidabilă, dar săracul a murit pe insulă pustie, că așa este viața. La noi nu se întâmplă ca mari conducători să moară pe insule pustii, ei se mențin tare în viață, mă uit la Petrov, la domnul Băsescu. La domnul Băsescu, am spus Petrov, am greșit, da, nu-l cheamă. Care mai nou nu se gândește la calitatea Parlamentului. De ce credeți? Pentru că și-a propus fica pe domnișoara aceea, mai uite acum o cheamă fica lui, care a fost și europarlamentar, și-a propus-o pe acolo, pe lista de deputați sau de senatori, vrea să o facă iarăși politiciană, dar ea nu, cred că n-a terminat nici școala elementară, pentru că știm și noi. Probabil că a terminat și facultatea, cine știe, dar nu știu noi. Da, după pauză însă revenim și pentru ultima parte a emisiunii dezbatem toate aspectele care le-am discutat la început. Vă rog, pauză și revenim. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau ce-i mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Da, ultima parte a emisiunii, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și pentru răbdare, în primul rând. Vreau să mulțumesc telespectatorii din Giurgiu pentru că mi-a demonstrat
faptul că, iată, neîncrederea în clasa politică se manifestă în toate mediile sociale și prin ceea ce a spus dânsul, e adevărat, face ca în acest moment Parlamentul chiar să găsească o modalitate de a se redresa, de a se reforma din punct de vedere a încrederii pe care trebuie să o aibă în cetățenii români și invers. Din păcate, situația este scăpată de sub control, dovadă și numărul mic de cetățeni români care s-au prezentat până acum la vot. Să sperăm că, deși în condiții de pandemie, cetățenii români se vor prezenta la vot având mai multe opțiuni care să contribuie la încrederea cetățenilor români în anumite persoane și anumite partide care apar pe scena politică, de exemplu Partidul România Mare. Însă revin la ceea ce îl întrebasem pe domnul Gabriel Popa în legătură cu răspunderea parlamentarilor. Am stabilit că, din păcate, nu există o astfel de răspundere în fața electoratului. Însă, ce soluție am avea? Cum gândiți dumneavoastră să implicăm mai mult parlamentarul în relația cu cetățeanul? În primul rând, Parlamentul ar trebui să aibă un parteneriat cu poporul român. Pentru că, de fapt, el este în slujba poporului român, nu este o instituție care să fie independentă, cu interese proprii și lipsite de o țintă națională. Dar eu nu cred că Parlamentul se va putea reforma atât timp cât partidele care își trimit reprezentanții în Parlament nu se vor reforma ele în interior. Ori, din păcate, nu sunt semne că aceste partide au această capacitate de reformare, pentru că cred că nici nu vor. De fapt, cred că ne dorim, vorbim de clasa politică, un parlament care să meargă pe aceeași direcție, aceea de a fabrica privilegii în continuare sau de a menține privilegiile existente. Pentru că, să nu uităm, vorbeați de încrederea legătorului. Păi el a fost chemat să voteze într-un referendum reducerea numărului de parlamentari. Și s-a întâmplat ceva? A votat pentru? Da, a votat pentru, dar a fost un referendum consultativ. De acord cu dumneavoastră. Dar e un gentleman agreement, da, până la urmă. S-a introdus un proiect de lege pentru reducerea numărului de parlamentari în Parlamentul României și nu s-a luat în dezbatere până acum. Deci, atunci, de câțiva. Vă întreb eu de ce a mai consultat poporul? Dacă nu ții cont de voința lui, până la urmă l-ai chemat să-l întrebi care e punctul lui de vedere. Și el și-a spus punctul de vedere. Da. Dorești un parlament? Adică e un număr foarte mare de parlamentari. De parlamentari, care nu și-au rostul. Aș limita și numărul de mandate la parlamentari. De acord, un aspect foarte important. Domnule, totul pleacă de la modul în care sunt aleși cei care trebuie să intre în Parlament. Și hai să vă dau niște exemple. Vă rog. Parlamentarul trebuie să acționeze în două zone. Deci la nivelul Parlamentului, acolo la comisii și în plen, și în teritoriu, în județul unde are el. În teritoriu, de regulă, ar trebui să ducă săptămânal. Bineînțeles. Ai care e mai departe, să zici că se duc la două săptămâni, alții se duc la o lună, alții nu se duc deloc. Sau și când se duc, se întâlnesc cu președinții de partidului și mai tai un miel, mai tai o gâscă, mai nu știu ce și așa mai departe, ați înțeles. Din cum aceea acum, activitatea din cadrul Parlamentului propriu zisă, aici e totul. Deci dacă președintele partidului, dacă șeful de grup le pune în vedere și le băi, veniți și voi și faceți niște referate, hai să lucrăm la niște legi și așa mai departe, atunci lucrurile merg bine. Dacă așa îi lasă fiecare de capul lui, eu vă dau un exemplu. Când am fost în Parlament, aveam șeful grupului pe Funar, Gheorghe Funar, un tip foarte serios. Vreau să vă spun că împreună cu Funar, eu am făcut peste 100 și am participat cu el împreună și cu alți colegi de Senat, de la PRM și chiar și cu unii de la alte partide, veneau lângă noi,
la peste 100 și ceva de propuneri legislative. Au fost aprobate numai câteva. Asta e cu totul altceva, dar am lucrat peste 100 și ceva. Vă rog, mă uitați pe site, deci nu vorbesc de întâmplării. Eu am luat cuvântul de cel puțin 200-300, 200 și ceva, poate chiar de 300 de loc de cuvânt. Există plen, scris, da? Deci nu... Există sinteza activității parlamentare. Avem, da. Aveam și am avut atunci colegi când n-au, în 4 ani de zile nu s-au urcat odată la tribună să spună o vorbă. De... Nu. Odată. Eu cred n-au că participat totuși... nici la o propunere legislativă. Deci de aici pleacă toată chestiunea. Și atunci ce responsabilitate să aibă ăla, da, dacă președintele de partid, dacă cel care conduce grupul îi pune în vedere și îl bate la cap și așa mai departe, eu vreau să vă spun că noi lucram, Iovici, actualul președinte, nu era atunci parlamentar când am pus, dar era unul din colectivul apropiat din toate punctele de vedere, și politic și altfel, cu Corneliu Vadim Tudor, cu președintele nostru. Dumnezeu să-l odihnească, așa. Vreau să spun că de multe ori lucram împreună cu el la niște chiar propuneri de lege sau la niște idei pe care îi le spuneam lui Vadim și după aia noi le multiplicam, le aranjam, că Vadim era mai grăbit și băi, faceți-le voi și nu știu. Ne duceam cu ele după aia, iarăși la el, discutam cu funar, discutam cu el și ajungeam la un... sens. Faptul că noi lucrăm atât de mult, acum așa ca o... o sare și piper, Vadim ne spunea, noi amândoi lucrat destul de mult pentru partid, din toate punctele de vedere. Și eu spunea, bă, ce cu voi, bă, vreți să-mi luați locul, săracul de el. Uite că s-a întâmplat așa cu Ivan, din păcate cu... Da, cu Iovici, dar mă rog, a spus-o că... Da, domnul Popa. Asta este, da. De aici pleacă responsabilitatea, pleacă de la omul care este ales în Parlament și care vrea să lucreze sau nu. Pui mâna și lucrezi în Parlament, hai să zici că în teren mai puțin sau nu. Da, aici în Parlament, ei nu... De jumate din ei, nu i-am văzut luând cuvântul, domnule, să se ducă la microfon, să spună și la acolo, bă, fraților, nu sunt de acord sau sunt de acord sau să susțină o cauză. Păi nu are atunci... niciun punct de vedere, de asta nici se duce, pentru că nu e capabil să susțină punctul de vedere. Sau nu are un punct de vedere. Până la urmă, eu cred că totuși o revizuire a Constituției este necesară, fără de care nu vom putea să continuăm. Evident că deschiderea acestei cutii a Pandorei este extrem de periculoasă, pentru că dacă o fac cei care și-au făcut privilegii, vor manipula această revizuire în aceeași direcție și dacă încape și pe mâna Curții Constituționale o Constituție care statuează privilegiile în continuare, lucrurile vor fi complicate. Dar eu cred că o revizuire a Constituției este necesară. Este absolut necesară, pentru că o să urmeze și o perioadă de pauză electorală. Circa 3 ani sunt suficienți care se ocupă, să fie 4 de pauză până în 2024. Totul este să-și dorească și Parlamentul... Păi asta ar trebui să fie principala prioritate. S-a încercat și în 2012. Și eu zic că este una dintre prioritățile naționale, pentru că fără o Constituție puternică nu putem așeza statul în coordonate. Și când vă gândiți la limitarea numărului de mandate, vă gândiți la întreaga clasa politică, nu numai la parlamentari, și la primari? La întreaga clasă politică. Cum e președintele? Inclusiv, două mandate. Două și mandate să facem de 5 ani mandatul ca la președinte? Nu, 4 ani sunt suficienți. Să fie la eu cred că sunt suficienți. De fapt, eu aș merge pe modelul american, care are o filozofie foarte simplă. 4 ani sunt suficienți, după 4 ani îți pierzi luciditatea și obiectivitatea. E bine ca după 4 ani, după 8 ani să lași și locul și altora, locul să și altora să-și demonstreze. Pentru că noi avem în, cred că avem în Parlament, parlamentari veșnici. S-au născut parlamentari. 6 mandate. Și sunt la 7 mandate. Și eficiența nu se vede. România este o țară săracă. România este o țară în care mai avem zone în care vrem să facem învățământ fără curent electric, online. Da. Da? Deci e... România este o țară... Da, v-aș mai întreba ceva foarte important. Privitor la relațiile
pe care statul român ar trebui să le aibă cu cetățenii români din străinătate. Ați vorbit și dumneavoastră și domnul Tănăsescu despre faptul că avem foarte mulți cetățeni români plecați în străinătate, din diverse motive, în special din motive economice. Îi lăsăm pe aceia care fac parte din provinciile istorice, care au plecat cu mult înainte sau până la aderarea la Uniunea Europeană. Și care au avut alte motivații. Da. Însă vorbim de acești 5-6 milioane de cetățeni români care, din păcate, acum nu o să poată să voteze toți, pentru că nu se pot organiza secții de votare în toate statele datorită pandemiei, și aici mă refer la Italia, Germania, Spania și Marea Britanie. Însă, cum vă gândiți, pentru că în Parlament sunt și comisiile pentru politică externă, comisiile pentru afaceri europene, cu atribuții în acest cadru foarte important al relațiilor cu comunitățile de români din afară granițele țării. Până acum ei sunt destul de nemulțumiți de modul în care statul român îi protejează și îi susține. Cum credeți că s-ar putea îmbunătăți și această relație? Pentru că ai aduce în țară pe toți e greu. Pentru că nu vor ei să mai vină și au făcut familie, au afacere acolo. Însă ca să poți o mare parte dintre ei să le oferi măcar condiții apropiate de cele pe care ei le-au acolo, ar fi o modalitate de a-i determina să vină. Care e opinia dumneavoastră? Deci eu cred că aici chiar Partidul România Mare are un proiect bine statuat pentru românii din diaspora. În primul rând, România trebuie să se apropie mai mult de românii din afară. Ei trebuie să găsim pârghiile pentru ca ei să participe activ la destinele României. Pentru că eu sunt convins că foarte mulți dintre ei, lăsând la o parte faptul că au plecat și și-au organizat viața, familiile, mulți dintre ei și-ar dori să se întoarcă. Pentru că cea mai mare dificultate care o ai atunci când trăiești într-un stat în care nu te-ai născut, este tradiția culturală, care este cu care rămâi în interiorul tău, îți dorești să te întorci. Numai că România nu oferă în acest moment nici posibilitatea de a-și proteja proprii cetățeni printr-o politică externă mai activă, o diplomație care să fie preocupată de destinele acestor cetățeni, care până la urmă aparțin României, sunt, chiar dacă nu sunt în granițele țării noastre, ei trebuie să simtă că țara lor este aproape de ei. Că ei pot să hotărască alături de toți ceilalți cetățeni ai României destinele țării din care au plecat. Faptul că nu poți să organizezi un sistem prin care ei să participe la alegeri, și au fost atât de multe cazuri, da. Da, însă și clasa politică s-a venit. Să nu uităm, 2014, 2019, alegeri europarlamentare. Deci despre deci ce vorbim? Vorbim despre care nu au putut să-și exercite dreptul de vot. Da, da, da. Și, eu zic devin autoritățile. Este un minus al statului român în continuare. Și aici eu găsesc toate partidele politice care s-au aflat la putere în ultimii ani. Poartă o vină. Da, o vină comună. E adevărat. Așa este. Domnul Tănăsescu, vă rog. Pentru că vorbim de alegerile parlamentare, eu aș vrea să vă aduc și o informație. Vă rog. Partidul România Mare a reușit să acopere, să spun așa, 36 de județe. Deci noi am depus liste de candidatură la 36 de județe. La alte 6 ce s-a întâmplat? La două dintre ele, un ghinion extraordinar, nu atât al partidului, cât al președinților, care au fost internați și operați de inimă, doi dintre ei. Altul, săracul de el, se ducea cu mașina să depună dosarele undeva în Moldova, nu dau așa, și a avut accident. Și n-a mai putut să...
unul singur de noi, nu dăm de el, nu știu ce se întâmplă cu ăla, o sătă care este undeva pe Moldova, să vedem ce se întâmplă. Deci, iată că noi am reușit, și dacă vreți, prin munca acestui președinte, stau și-l laud, dar să și-l critic imediat, am reușit, e un lucru extraordinar. Pentru că partidul, de fapt, s-a reînființat la sfârșitul lui mai, la începutul lui iunie. Și noi am reușit să umplem, deci sunt partide de 20 de ani care n-au nici 10 județe acoperite. Acum, de ce vreau să-l critic, este că pe noi, cei care ne-am ocupat și ne ocupăm de organizare în cadrul conducerii partidului, el ne-a cam biciuit pentru astea 6 voturi. L-a figurat. Și, da, nu și cred că folosește biciul în mod fizic. Ne-a criticat, ne-a nu știu ce, s-a mai dat la noi, lucru care s-ar putea ca noi să îi punem în cafeaua de dimineață vreun somnifer, ceva, ca să-l mai liniștim așa, să nu se mai dea la noi. În rest, însă, a fost o muncă extraordinară, vreau să vă spun. În concluzie, să nu mai bea cafea dimineața. Luma deoparte, că am stat zile și nopți în frunte cu el, cu Iovi, și toți cei care au fost pe lângă noi, și am lucrat și am verificat dosarele, am verificat fiecare CV la fiecare, că vă spuneam, n-a intrat oricine. Au fost propuneri și au fost respinși. Și asta a fost propunerea lor. Să fiu sincer, la început, când el mi-a spus, băi, să aducă toți cei vii, mă, lăsă-mi pace. Oamenii și... Da, să fiu sincer, aici eram mai complezent. El a fost foarte franc. Nu. Fără ce nu intră nimeni pe listă. Eu am studiat, ba, pe unii chiar i-am chemat și am avut discuție cu ei. Și am întrebat, domnule, ce s-a întâmplat? Ai avut o problemă? A ieșit din ea, n-a ieșit din ea, să vedem care e situația și vă spun, au fost aproape 10 inși respinși. Pentru că nu corespundeau din, tocmai din punct de vedere al, al profesiilor sau din punct de vedere al pregătirii, al caracterului sau a unor lucruri care nu prea erau lușe cu asta. Deci, cam așa este activitatea Partidului România Mare. De-aia eu cred că dacă vom reuși în perioada aceasta de o lună, ce ne-a mai rămas, o lună și câteva zile, să trezim interesul populației, deci a multora care nu mai știu că acest partid s-a revigorat și că a început iarăși să activeze, s-ar putea să avem șansa, o să vă mirați. Întâlnindu-mă acum prin urmă și cu diversi oameni, și domnule, am aflat, domnule, să știți că oamenii foarte... Sunteți de stânga, eu sunt de stânga, am învățat până acum cu PSD-ul, acum dacă voi ați revenit, să știți. Deci oamenii pe față, fără să se ferească. Sigur că există un handicap, care e pentru toți, dar pentru noi, pentru partidele mici, există acest handicap mai pregnant, și anume tâmpenia exprimată de guvern și de cei care au aranjat modalitățile de a se face propaganda. Hai să vă spun una bună. Deci acum facem un banner și spune acolo, votați pe Titi și votați pe Vasilescu. Pui bannerul, da? Îl pui acolo. Știți că pe data de 5 trebuie să scoți bannerul, în timpul, pentru că s-a terminat. În timpul campaniei electorale n-ai voie să iei banner. Așa bă, frate. Da, în precampanie doar. Domnule, da, asta e legea. Să nu din dai, păcate, timpul să nu dai expirat. Pix, să nu dai. Popa, un pronostic rapid în 10 secunde. Cine va câștiga legile? În mod normal, mi-aș dori să câștige poporul român. Da, pun un mesaj. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune, atât domnului Dan Claudiu Tănășescu, domnului profesor Popa Gabriel. Mulțumim telespectatorilor, bună seara, o seară frumoasă. Nu uitați să ne revedem joi. Să voteze cu PRM-ul. Da, succes!